Autoritățile centrale și locale își pasează problemele asistenților personali, care rămân astfel nesoluționate. Astăzi, reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale au anunțat că au găsit o serie de ilegalități la contractele de muncă ale asistenților. De cealaltă parte, municipalitatea din Chișinău spune din nou că nu are fonduri și cere ca salariile acestor angajați să vină de la guvern. Reprezentanții Inspectoratului Social de Stat spun că verificările de la Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului și de la Direcția Generală Asistență Medicală și Socială din Chișinău au scos la iveală mai multe ilegalități. Am examinat dosarele beneficiarilor, dar și temeiul care a stat la baza deciziilor de suspendare a contractelor de muncă. Noi am constatat că aceste contracte au fost modificate, în primul rând, fără a lua în considerare beneficiarul, situația și părerea beneficiarului vis-a-vis de decizii luate, iar aceasta ne vorbește despre un abuz de putere. În replică, primăria susține că toate măsurile luate de aceste direcții au fost legale. Guvernul și ministerele de ramură sunt tot mai politizate în ultima perioadă, iar ingerința în treburile autorităților publice locale a devenit tot mai abuzivă. Scopul de bază a fost și rămâne de a delega cât mai multe responsabilități pe seama primăriei Chișinău, fără alocații financiare, pentru a lăsa fără resurse bugetul local. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale mai spun că vor acorda un ajutor financiar unic pentru angajații din sistemul de asistență personală, dar de salarizarea acestora e responsabilă primăria. Avem circa 400 de angajați care vor beneficia de acest spor unic. Sunt angajații din direcțiile asistență socială, angajații din unele servicii care sunt în subordine direcțiilor de asistență socială din municipiul Chișinău. Și sporul va fi de 6.000 de lei pentru unii angajați, 5.000 de lei pentru unii angajați, pentru personalul auxiliar va fi acest spor sau acest ajutor de 3.500 de lei. Amintim că la începutul anului, primăria Chișinău a redus orele de muncă și salariile asistenților personali, situație ce a stârnit indignarea acestor angajați ai municipalității, care au organizat mai multe proteste. În Chișinău sunt aproape 2200 de asistenți personali.